Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii organizată de editura Herald, o nouă campanie online pe site-ul editurii. Este vorba despre tradiția vie a spiritualității creștine și astăzi este alături de noi Părintele Lucian Dâncă, directorul școlii doctorale de teologie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Catolică. Așa cum v-am obișnuit la fiecare campanie organizată pe site-ul editurii Herald, venim și cu recomandări de carte, iar în ceea ce privește colecția amintită puțin mai devreme, colecția de spiritualitate creștină. Astăzi vorbim despre Sfântul Ioan al Crucii și o carte foarte importantă. Spunem noi, în acest context este vorba despre Noaptea Întunecată. O carte, așa cum spuneam, importantă în această colecție, în colecția Spiritualitate Creștină. Sfântul Ioan al Crucii, marele mistic carmelitan, ne descrie în lucrarea de față, un text clasic al spiritualității creștine și universale, parcursul plin de încercări al sufletului însetat de iubire, între imperfecțiunea celui încătușat de patimile lumii și starea glorioasă a uniunii cu Dumnezeu. Aș începe această discuție cu Părintele Lucian Dâncă, pornind de la subiectul acestei cărți și de la, aș spune eu, această personalitate cu totul remarcabilă, uriașă, în contextul spiritualității creștine apusene. De ce este această carte, Noaptea Întunecată, o carte atât de importantă, așa cum spuneam, în literatura, am putea spune, literatura mistică apuseană. Da, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc pe aceste mijloace de comunicare socială și în particular în cadrul acestor emisiuni care mi se par mie destul de interesante cu privire la spiritualitatea aceasta apuseană. E bine, pentru a înțelege cartea pe care tocmai o prezentăm astăzi, trebuie să înțelegem un pic parcursul acestui personaj de excepție care a dobândit de-a lungul vremii în istoria creștinismului apusean titlul de Ioan al Crucii. Ioan al Crucii, datorită, știu, acestui mod prin care omul participă deja de pe acest pământ la pătimirea crucii de Hristos, dar și, bineînțeles, la slava lui care este dobândită prin patimă, moarte și înviere. Deci Ioan al Crucii este un om din secolul al XVI-lea, nu? Un om care caută de tânăr, să spunem așa, mijlocul prin care să intre în comuniune directă și în comuniune desăvârșită, de plină cu Divinul și, citind un pic biografia lui, vedem că încearcă să se avanseze spre forma cea mai austeră de viață monahală care există în Occident până astăzi, și anume Certuzinii. Această comunitate monastică fondată de Sfântul Bruno prin secolul 12-13, care există și dăinuie până astăzi în țările occidentale, dar care trăiesc într-adevăr o ruptură totală de lume. Unicul scop al existenței lor este doar Dumnezeu. Și Dumnezeu în toate fibrele și în toate mădularele care sunt în alcătuirea ființei umane, plecând suflet, trup și spirit, totul este ocupat de Dumnezeu. Bine, Ioan al Crucii are vârstă de 20 de ani și plănuiește să-și consacre viața în acest stil de viață care, să recunoaștem, nu este tocmai la îndemâna oricui. Bine, în această perioadă întâlnește iarăși o altă mare mistică a tradiției apusene, pe care ați publicat-o deja și la Herald, Sfânta Tereza de Avila, pe care noi, catolici, am sărbătorit-o în calendarele noastre ieri, liturgic vorbind. Bine, această femeie deja ea trăiește, este în plină reformă a Carmelului, acest ordin monahal occidental, în plină reformă a Carmelului feminin. Întâlnind acest tânăr de 21 de ani cu dorințe spirituale foarte înalte și foarte apreciate, Sfânta Tereza îl călăuzește pe acest Ioan să intre în comunitatea carmelitană masculină și acolo să producă și el reforma. Erau așa numiți Ordinul Carmelitan, nu? Ei, și el va fonda Ordinul Carmelitanilor Desculți.
Noi, în România, catolicii, avem cele două ramuri ale Ordinului Carmelitan masculin, Ordinul Carmelitan cel dinainte de reformă, care se află la Bacău, în zona Bacăului, și Ordinul Carmelitan disculț, care se află la Snagov, aici, în zona Bucureștiului. Ei bine, Ioan al Crucii, intrând în Carmel și lucrând la această operă de reformare, dorește să insiste asupra a două lucruri, și anume, în primul rând, călugărul carmelitan, când intră în acest stil de viață, intră pentru a trăi un fel de unire mistică cu Dumnezeu prin tot ceea ce el face. Cu alte cuvinte, Ioan al Crucii dorește ca cel care își consacră viața în acest stil de existență și de trăire creștină să fie lăsat, să fie abandonat de aceste preocupări lumești. Iar în al doilea lucru care îl urmărește în reforma sa este aceea de a trăi această ascensiune spirituală bazată pe anumite exerciții spirituale. Noaptea întunecată despre care vorbim acum, tocmai cam acest program îl prezintă el, să vedem în ce fel sufletul omului doritor de Dumnezeu, așa, trăiește etape de convertire lăuntrică, care nu sunt doar o progresie urcândă, crescândă spre cer, dar întâlnește urcușuri și coborușuri. Unul din aceste coborușuri este tocmai noaptea întunecată, atunci când parcă omul își pierde orice reper, își pierde orice, nu știu, vize din asta, orice scop spiritual, și atunci se găsește un pic abandonat sie însuși, de unde și noaptea întunecată. Deja noaptea este întunecată, dar când spui că noaptea întunecată, deja îți dai seama că există acolo un fel de ceață, de nedumerire lăuntrică, din care puțin văd o ieșire, să spunem așa, fericită. Cam acesta a fost scopul lui Ioan al Crucii, și pentru a înțelege această lucrare trebuie să înțelegem demersul lui spiritual. Însă știm prea bine, când studiem în istoria bisericii un pic, toți reformatorii au avut parte nu numai de aprecieri, dimpotrivă. Și este și cazul lui Ioan al Crucii, a fost exilat, a fost lăsat deoparte, a fost rechemat și în cele din urmă iarăși plecat, ci în cele din urmă va muri tocmai în exil, iar recunoașterea operei lui mistice se va face doar odată cu beatificarea și canonizarea lui și mai ales cu ridicarea lui la rangul în Biserica Catolică de doctor al Bisericii, iar în Biserica Catolică doctor al Bisericii este un titlu care se oferă acelor sfinți care au propus o cale, fie spirituală, fie mistică, fie teologică, nouă în trăirea creștinismului apusean. Iar Ioan al Crucii se bucură, începând cu anul 1726, de acest titlu de doctor al Bisericii, iar astăzi noi, în credința apuseană creștină, ne inspirăm din trăirea lui mistică pentru a încerca să, nu știu, să formăm în noi acea ființă interioară capabilă de Dumnezeu, cum spunem noi în latinește, capax dei, capabilă de Dumnezeu, și care aspiră din toate puterile sale, din toți rărunchii, spre unirea cu Divinul. Dificultatea creștinismului, o vedem astăzi de la începuturi și o constatăm până astăzi, este aceea de a forja, știu, trăirea creștină pe de o parte și trăirea mea personală pe de altă parte, ca un fel de două căi paralele care nu se prea întâlnesc. E bine, Ioan al Crucii și misticii din creștinism ne ajută să vedem că trăirea mea personală și trăirea mea de credință sunt două căi care se îmbrică, care se întâlnesc, care se încrucișează și care se inspiră, se influențează una pe alta. Bine, tocmai aceasta este experiența lui Ioan al Crucii. Este o carte care poate fi citită și recitită, aș spune eu, pentru că nu o poți citi, bineînțeles, ca pe un roman cap-coadă și cu asta ai terminat, ai pus-o înapoi în bibliotecă. Este genul acela de carte care necesită anumite adnotări, sublinieri, lăsat un post-it cu creionul subliniat și așa mai departe. Și vreau să vă întreb dacă este o carte importantă și de referință atât pentru creștinul ortodox cât și pentru cel catolic, pentru că chiar dacă facem, să spunem, diferențele respective, totuși el rămâne, așa cum spuneam la începutul intervenției noastre,
o personalitate extrem de puternică, poate una dintre cele mai importante personalități ale misticii apusene și este un model de referință în ceea ce înseamnă, în ceea ce înseamnă mistica creștină. Și atunci este o carte care deopotrivă poate fi citită și înțeleasă atât de către un practicant, hai să-i spunem ortodox, dar și de un practicant catolic sau poate invers, întâi de cel catolic și apoi de cel ortodox. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Știți, există în tradiția creștină și cred că există și în celelalte tradiții religioase aceste experiențe mistice. Care este definiția misticului? Misticul este acela care depășește cadrul legislativ canonic și chiar și cel dogmatic pentru a trăi unitatea intimă cu Dumnezeu. Ei bine, din acest punct de vedere, dacă noi, între tradițiile catolică și ortodoxă, ne mai confruntăm și mai avem, așa să spunem, divergențe din punct de vedere al canoanelor și al anumitor dogme sau reformularea anumitor dogme, din punct de vedere al misticii nu avem nimic care să ne despartă. Noi, în tradiția apuseană, din ce în ce mai mult ne inspirăm din această tradiție mistică răsăriteană și anume rugăciunea inimii, din ce în ce mai mulți călugări occidentali practică acest tip de rugăciune, iar viceversa, cred că ar fi să fie același lucru valabil, și anume autor de mistică occidentală să poată inspira trăiri, să spunem așa, intense de, în spiritualitatea intimă a persoanelor care se hrănesc din tradiție orientală. Așadar, acest autor mistici ne ajută și cred că este un motiv în plus pentru a da interes unor cărți de acest gen, pentru că misticii ne ajută să depășim barierile. Ei nu țin cont nici de rasă, nici de culoare, nici de tradiții sau de, știu, de fel de canoane care, să spunem așa, stau la originea rânduirilor sau rânduielilor din bisericile noastre respective, pentru că ei țintesc esențialul, și anume Dumnezeu. Atât în tradiția catolică, cât și în tradiția ortodoxă, cel care este vizat într-o trăire este Dumnezeu, iar Dumnezeu, din câte am studiat și eu, nu ne-a lăsat canoane, nu ne-a lăsat legislații, ne-a lăsat legislația divină, legea lui Moise, nu? După care să ne cărmim și care este comună în ambele tradiții, dar Dumnezeu ne-a lăsat această dorință de a-L iubi, răspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu este iubirea omului. Nu? Dacă citim în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său fiu. Răspunsul omului care trebuie să fie este aceeași monedă a iubirii. Sfântul Bernard de Clairvaux, iarăși un alt mare mistic apusean, spunea că măsura iubirii lui Dumnezeu este aceea de a ne iubi fără măsură. Indiferent ce culoare creștină avem noi, suntem chemați să intrăm în această logică și în acest legământ al iubirii divine, indiferent de poziția noastră teologică sau confesională în care ne-am situat. Iar referitor la această carte, nu este un roman cum este Codul lui Da Vinci sau, mă știu, alte romane pe care oamenii le citesc cu nesați în zilele noastre, ci este un fel de manual de spiritualitate sau manual de mistică. Prin definiție, un manual este o carte la care revenim des. Îmi amintesc că în studiile mele doctorale am studiat multe, multe, multe cărți și multe articole. Dar când am plecat din Canada să mă stabilesc în România după voința superiorilor mei, așa, am lăsat la o parte tot ce nu era manual. Mi-am luat cu mine doar manualele la care revin cu nesați de fiecare dată. Bine, o carte ca aceasta, Noaptea Întunecată, este o carte la care revenim neîncetat, pentru că trăirile sufletului nu sunt așa matematice, 2 plus 2 fac 4 și dacă au făcut 4 am înțeles cum funcționează sistemul, nu. Trăirile mistice au, știu ce, aceste căutări lăuntrice care ne împing din ce în ce mai departe. Să citești în Ioan al Crucii o frază de genul Noaptea Întunecată numind-o prea fericită, așa, cei care trăiesc asemenea experiențe mistice și care văd cât este de greu în acea noapte și să ajungi datorită credinței și trăirii tale să o numești prea fericită, pentru că acolo ți-ai dat seama efectiv de, știu, neputința, slăbiciunea, această greutate și povară umană de a trăi intimitatea cu Dumnezeu și să o numești prea fericită pentru că ai reușit să realizezi acest lucru în viața ta, vă spun că este un mare dar de la Dumnezeu. Pentru cel care, într-adevăr, Dumnezeu contează.
Eu deseori le spun credincioșilor că ei se acuză uneori că fie m-am certat cu Dumnezeu, fie am spus ceva lucru împotriva lui Dumnezeu și am spus că este, nu este un păcat, este un lucru foarte bun. Pentru că în momentul în care reușești să spui că sau te-ai certat cu Dumnezeu sau că spui ceva împotriva lui Dumnezeu pentru că ai simțit că ajutorul său nu era pe măsura așteptărilor tale, atunci tu realizezi că de fapt Dumnezeu pentru tine contează. Și că reușești la un moment dat, așa cum a făcut Abraham în Vechiul Testament, nu? Să te tragi de șireturi cu Dumnezeu. Misticii, prin gândirea lor, prin trăirea lor, sunt oameni care reușesc să se tragă de șireturi cu Dumnezeu, să negocieze această trăire și să ceară ajutor și sprijin lui Dumnezeu pentru ca trăirea lor să devină o trăire autentică. Dar acest lucru, atât în tradiția orientală, cât și în tradiția occidentală, se poate realiza doar în măsura în care Dumnezeu, într-adevăr, contează în viața noastră. Adică Dumnezeu și eu nu suntem doi străini care ne întâlnim duminică la liturghie sau în cadrul unui pelerinaj la pupat de Maște. Dumnezeu și eu suntem două ființe care se iubesc. Iar două ființe care se iubesc își dau dese momente de întâlnire, își dau dese momente de dialog, își dau dese momente de a înainta, de a avansa pe această cale a prieteniei, astfel încât, cum spunem, din doi să fie unul, Dumnezeu și cu mine să fie unul. Sfântul Paul este un model de mistic în acest sens. Atunci când în scrisoarea către Galateni reușește să spună trăiesc eu, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, aceasta este unitatea spre care ne conduce o reflecție și o trăire a unui om mistic. În momentul în care, într-adevăr, Dumnezeu este parte pregnantă a vieții mele, bine, o trăire spirituală și mistică, indiferent de ce parte a confesiunii mă voi afla, mă împinge spre această unire intimă și mistică cu El. Cartea Norul Întunecat, în opinia mea, dă multe piste și multe mijloace la îndemâna noastră astăzi pentru a trăi acest stil, acest tip de unitate. De ce există atâtea discuții și atâtea certuri și atâtea, știu, condamnări unii din partea altora? Pentru că Dumnezeu poate nu este cel care face centrul de unitate al vieții noastre creștine. Atunci când Iisus spune, vă vor recunoaște ca discipoli dacă vă iubiți unii pe alții, nu dacă vă urâți, nu dacă vă certați, nu dacă avansați canoane și legi înaintea trăirii voastre intime. Bine, model, eu asta am descoperit eu în studiile mele și în trăirea mea personală și pentru care mă interesez mult la mistici. Misticii sunt oameni care depășesc aceste lucruri, care reușesc în convingerea lor interioară să pună accentele pe adevăratele trăiri, pe adevăratele sentimente resimțite față de Dumnezeu. Cum spune Sfântul Augustin, la judecată Dumnezeu nu ne va întreba dacă am respectat canoanele de la Laodicee sau din altă parte. Dumnezeu ne va întreba, ai știut să iubești? Să iubești pe aproapele tău diferit de tine, care gândește diferit de tine, care este altfel decât ești tu. Ai știut să iubești și prin prisma aceasta a iubirii se va realiza această comuniune deplină cu Dumnezeu, pentru că, tot Sfântul Augustin spune, Dumnezeu nu recunoaște pe ai săi decât prin prisma iubirii. Exact ce spune Iisus, vă vor recunoaște ca discipoli ai mei dacă vă iubiți unii pe alții. Nu dacă vă urâți, nu dacă vă certați de la canoane, nu dacă vă certați de la locuri de rugăciune, ci dacă vă iubiți. Bine, a pune pe primul loc acest sentiment de iubire trăită în profunzimea lui, atunci cu siguranță relațiile dintre noi devin mai calme, devin mai armonioase și vom putea avansa spre căutarea lui Dumnezeu în viața noastră, fiecare în tradiția lui, pentru a atinge acel cel, acel scop. Pentru că misticii urmăresc în scop atât în scrierile cât și în trăirea lor, iar scopul este unirea cu Dumnezeu, o numesc ei. Iar această unire cu Dumnezeu nu se realizează numai decât după moarte. Împotrivă, spun ei, începe odată cu botezul, continuă cu trăirea sacramentală în biserică, se maturizează, ajunge la maturitate, la adolescență și la maturitate, prin contemplarea și contactul permanent cu cuvântul Domnului și, bineînțeles, se desăvârșește în trăirea noastră intimă relațională cu El. Iar moartea nu va însemna decât, să spunem așa, o trecere vizibilă în ochii celorlalți dintr-un tip de comuniune cu Dumnezeu, într-un tip de comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Acolo unde, efectiv,
tot felul de obstacol va cădea și va deveni acea bucurie și acea fericire, cum numește Toma de Aquino, fericire beatifică de a te bucura de prezența Creatorului după chipul și imaginea căruia ai fost creat. Foarte, foarte frumos. A fost alături de noi părintele Lucian Dâncă, directorul Școlii Doctorale de Teologie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Catolică și în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald Tradiția Via Spiritualității Creștine. Am povestit despre Sfântul Ioan al Crucii și despre cartea sa Noaptea Întunecată. Am să vă arăt și la cameră, dragi cititori. Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii, în colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald, ne arată și părintele Lucian Dâncă. Îi mulțumim încă o dată foarte mult că și-a făcut timp și a fost alături de noi. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul aceleiași campanii cu invitați speciali. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi binecuvântată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! Și eu vă mulțumesc și să nu uitați că măsura iubirii lui Dumnezeu este aceea că ne iubește fără măsură. La revedere! Doamne ajută!